Salutare, mă tot chinui de ceva timp să fac acest filmuleț, însă am o problemă cu telefonul, dar l-am rezolvat. Acum haideți să începem să vă prezint atelierul meu. Să începem de la intrare, de la ușă. Am deasupra 3 pistoale, unul pentru vopsit, două pentru presiunea roților și unul mai micuț pentru suflat aer. Aici am două ciocane, un topor și un fierăstrău de mână. Le țin mai mult de design, sincer, nu le-am folosit niciodată. Un pistol cu silicon, alte două cu capse. Da, niște vârghie. Da, să vă dau puțină lumină. Da, Alpen, de beton, lemn și metal. Alte burghie de la Bosch cu un set de chei fixe Powerfix, șurubelnițe cu tubulare, set de chei de la Meister cu cricket, da, șurubelniță pentru mecanică fină cu una simplă. Accesorii pentru mini freză, alte burghie. Da, ok. Să trecem în partea cealaltă. Aici avem chei cu tubulare, două mărimi. Un mini grup sanitar, o ghiuvetă cu oglindă. Un boiler cu apă caldă. Care, desigur, se alimentează la o priză pe telecomandă. De asemenea, în tot atelierul am aceste prize pe care le pornesc cu telecomanda. Câteva catere, clești fixi, acest accesor de Wallcraft pentru strângerea șuruburilor acolo unde nu intră bormașina. Câteva mini burghie, să le spun așa. O lanternă de la Varta. Încă mai funcționează. O tubulară care o vedem peste tot. Eu m-am folosit de ea și a fost foarte bună. Câteva extractoare de șuruburi, cuțite, aici avem câteva burghie, îmi cer scuze, imbusuri, un aparat de sertizare, un set de șurubelnițe, o șurubelniță electrică. Clești, sficuri pe un suport făcut de mine. Aici avem 3 chei care pleacă, cred că de la 8 sau de la 10 până la 19, nu, de la 8 pleacă. O șurubelniță de la Vera, foarte faină. Un clește pentru prins tabla. Un clește pentru insertizar, pentru insertizat, nu știu dacă pronunț bine, pentru mufe de internet. Aici avem o cheie, tot așa, de la 8 la 19, toate într-una. Asta e un fel de cheie franceză, o lanternă, chei de la VGB inelare cu cricket, o mandrină de mână, acesta este să bași trei fire în el și le prinde între ele. Da, chei franceze, lipsește una de aici, a dat-o cuiva. Încă două perechi de chei cu cricket și un set de acest gen. Aceste,
Aceasta este foarte faină pentru că învârți, practic învârți stânga-dreapta sau doar într-o parte, în stânga sau în dreapta, și strânge. Acolo unde nu poți mișca stânga-dreapta de mână, doar învârți. Și de asemenea mai am una, o mărime mai mare, mult mai mare, tot de la VGB. Pe raftul de jos, îți aprind beculețul, câteva accesorii pentru mini freză, șurubelnițe pentru mecanică fină, catere din nou, acolo am roșu, albastru și verde, sunt burghie. Aici am o sculă de la Works, nu știu exact cum îi zice, pardon, e foarte faină, un clește pentru cabluri electrice și pentru mufe, două creioane de scris pe cauciucuri, un pistol de gravat în lemn. Da, aici am o cheie tubulară în teu, o cheie de bujii, un aparat de măsurat curentul în bateria la mașină și mai am unul, dar nu mai țin minte unde l-am pus. Mai jos avem câteva truse de clești. Ce mai avem pe aici? Coroane, mufe, cârlige, garnituri, nituri, garnituri, gen cum este cea de butelie, câteva proiectoare, holșuruburi, șuruburi autofiletante, de asemenea am și aici. Aici sus am, pe cum scrie pe el, magnetizezi și demagnetizezi lucruri. Încă o jucărie de la PowerFix, cu care poți măsura la 90 de grade. Super faină. Da, o leră. Aici am un set de lanterne, să dau muzica puțin mai încet, un set de lanterne cu niște pile, o farfecă de la Felco, acumulator de la Varta, mai am aici o farfecă lângă acest papagal, este foarte veche, cred că e mai bătrână ca mine farfeca asta. Aici niște accesorii de găurit în lemn. Încă câteva accesorii de la Vera. De asemenea, pe perete mai am câteva bormașini de la Heiner. Cheia este de 1000, de 550. Și asta este cu acumulator. Nu mai știu de cât este acumulatorul. 10-8300, este mic. Așa, o mini bormașină de la Bosch. Una de la Skill, alte două de la Works, un Flex de la Bosch, da, aici avem un șoricel cu două mini freze, aparatul de șlefuit. Am omis să îl menționez. O mini roabă. O bandă de bituminoasă. Se lipește foarte bine. Aici am un aruncător de flăcări, cum îi spun eu, de la Proxon și încă unul de la CFH, parcă. Acesta este un aparat de măsurat umiditatea. Acesta este pentru curentul din baterii. Acesta este pentru curentul din spatele peretelui și pentru metale și mai are câteva funcții. Acesta este un pistol de
cum îi spune, un pistol de lipit cu fluor pe acumulator, iar acesta este pe gaz. Acesta tot un aparat de măsurat curentul în baterii. Sus am pensule, șpaclurile, banda adezivă, sfoară, un lipici cu două tuburi, fludor, capete pentru stația de lipit, cărbuni, o baterie externă, un mini judocan sau karatist făcut de bine. Aici avem stația care urcă până la 450 de grade și rămâne constant. De asemenea avem plus minus să-i scadem. Un pistol de lipit cu batoane de plastic, o lupă cu clești fix, un aparat de măsurat curentul. Aici am un creion care măsoară, practic care găsește curentul prin pereți, la fel, cu o lanternă, da? O șurubelniță la fel care ți arată tensiunea pe display din priză, acestea sunt clasice. Și aș mai avea acest raft cu piulițe, șaibe, șuruburi, etc. Cu un aparat de încărcat acumulator de la Varta. Este foarte util acel aparat. Și cam atât despre atelierul meu. Prima parte. O să mai fac o parte, că o să fie foarte lung filmulețul și nu are rost să o lungim. O să mai fac încă o parte. Dar îmi pare bine că am avut onoarea să vă prezint micul meu atelier. Vă mulțumesc și vă urez o seară faină. La revedere!